Bună seara, stimații telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Emisiunea care astăzi are doi invitații speciali și când spun asta mă gândesc la Gabriel Dumitrașcu, proaspăt campion mondial la mini-fotbal, și Dragoș Chelba, patronul echipei la care el evoluează. Bună, băieți, bine ați venit în cadrul emisiunii. Bine v-a găsit. Dacă cu Dragoș Chelba am mai interacționat pe parcursul anilor, de data aceasta, iată, a venit rândul lui Gabi. Gabi Dumitrașcu, proaspăt campion mondial cu selecționata României, a câștigat titlul suprem în Emiratele Arabe Unite, mai exact la Ras Al Khaimah. Este născut la 7 noiembrie 2000, așadar acum o săptămână am plinit 23 de ani, la mulți ani. Mulțumesc frumos! Are 3 frați și o soră, el este mezinul familiei, nu o să vă vină să credeți, dar iată și un mezin, cum se prezintă la frumoasa vârstă de 23 de ani, evoluează pentru clubul Kedra Taxe, entitate sportivă patronată de celălalt invitat al meu de astăzi, mai precis de Dragoș. A jucat și pentru divizionarea CS Păulești, este campion prahovean cu Kedra Taxe, dar și vicecampion național cu aceeași echipă în anul 2021. A obținut cel de-al 4-lea loc la campionatul național de mini-fotbal în acest an, a prins opt timp de finală la Eurocup mini-fotbal 2023, fiind cel mai bun jucător prahovean de mini-fotbal în sezonul 2022-2023. Așadar, iată descrierea lui Gabi Dumitrașcu și de aceea vreau să încep cu el și să-l întreb. Un an 2023 plin de satisfacții. Te așteptai la atâta recunoaștere? Sincer, mă așteptam, pentru că am muncit foarte mult, nu doar eu, și colegii mei. Fără ei nu puteam să fac aceste performanțe, dar eram optimist că pot să ajung așa departe. Dar chiar la vârf, așa? Nu mă gândeam chiar așa de departe, dar e bine. Mai ales ținând cont de faptul că ești singurul de la echipa prahoveană, Kedra Taxe, care și-a făcut loc printre titulari la echipa națională. Spune-mi, te rog, cum ai reacționat când selecționerii Virgil Bejenaru și Laszlo Klein te-au anunțat că faci parte din selecționata națională pentru campionatul mondial? Inițial am primit o convocare pentru un lot lărgit care a avut loc la Bistrița. Am fost sunat și întrebat dacă pot să merg să onorez. N-am stat pe gânduri, am spus da direct. Am mers acolo, am fost mai mulți jucători și din, nu mai știu exact câți am fost, au fost aleși doar 15 jucători, cu tot cu 2 portari. Sincer, eram puțin în dubii, nu știam dacă o să mă oprească sau nu. Tot prietenii mei toți aveau încredere și spuneau că o să mă oprească și așa a fost. A fost ceva senzațional pentru mine. Am văzut că la un moment dat, când mi-ai spus și când te-ai referit la prietenii tăi, te-ai uitat brusc și către Dragoș Chelba. El este în primul rând patronul tău sau prietenul tău? Este prietenul meu. Prima dată îl pui la prieten și după aia la patron. Da. Da? Păi toți de la echipă sunt întâi prietenii mei și apoi colegii mei. Noi suntem o familie la Kedra. Da? Da. Foarte frumos. Deci chiar arată, s-aude bine, așa, cam cum să spun. Dragoș, există vreo recunoaștere din partea Federației Române de Fotbal vis-a-vis de acest campionat mondial proaspăt încheiat, aureolat cu victorie echipei României, către voi, către Kedra Taxe? Nu te Am gândi. Primit niște felicitări. Ia, sunt grele? Le-am dus. Ați putut să le duceți? Da, mă gândesc că a trecut și destul de puțin timp și probabil au ceva în plan. Dar sincer, ar fi corect să vină? Ar fi corect să vină pentru el mai multe, dar eu nu am nicio așteptare. Nu am nevoie de nimic. Pentru el, în schimb, cred că ar fi corect să... Nu numai pentru el, pentru toți participanții la... Știi de ce te întreb? Pentru că niciodată nu s-a întâmplat ca la un astfel de eveniment, vorbind de echipa națională mare, să n-aibă și clubul o recunoaștere că l-are, de exemplu, pe Ion, pe Gigel, pe Gheorghe la echipă. Și vine o recunoaștere pecuniară, în primul rând. Și apoi mai aveți nevoie și de o recunoaștere la nivel național, o aveți.
se știe cine e chedra tax la nivel de mini-fotbal. De asta am avut noi grijă și vom avea în continuare. La nivel, adică din partea federației nu am primit nimic. Na, felicitări și e suficient. Și, și tot înainte. Da, nu știu, nici nu m-am gândit la treaba asta, dacă noi am meritat ceva de genul. Dar el cred că ar merita mai mult. Mie mi este mai ușor să spun, în calitatea producătorului acestei emisiuni, că este anormal să nu primiți ceva. Așa cred eu. Asta este opinia mea. Din punctul meu de vedere, nu există să nu primiți o recunoaștere că ați avut un jucător la lot, unul dintre titulari. Un jucător care și-a pus amprenta bine de tot asupra câștigării unui titlu care este, bă, frate, un titlu mondial, nu un titlu județean. E maxim ce poate să obțină o echipă de mini-fotbal. Atât și nimic mai mult. Da, maxim, să... E campionatul mondial, adică e maxim ce poți să obții. Și cred că ar trebui, nu știu acum de fapt, dacă ar trebui sau nu să primim o recunoaștere. Dacă vom primi, vom anunța. Atât mai bine, ne dai un telefon. Vă sun eu, da. Dragoș, ce se întâmplă? Este o diferență mare între fotbalul ăsta, în mini-fotbalul ăsta și fotbalul mare? Da, da. Care e diferența asta? Pe care puțin o sesizează, să știi. Păi, în primul rând, efortul este mult mai mare. Efortul depus este mult mai mare pentru că trebuie să faci ambele faze, adică fără să faci ambele faze nu ai șanse să, cu toții, să obții performanță. Da, toată lumea, toată lumea. Deci portarul trebuie să aibă un joc de picior perfect. Da, da. Apărător, da, da. Parcă ai zice că nu există, când îi vezi și pe aia care marcă gol, că vin replele, se repriază și scot o minge de pe linia porții și așa mai departe. Da, mentalitatea mea e ca toți cei din teren să fie în să poată fi în orice moment și fundași și atacanți. Asta tu ești cel care conduce chedra atac și la nivelul băncii tehnice? Da, da. Deci tu ești, dai și cu capul și centrezi? Și mai și joc când avem... Mai și joci? Tu le dai și bani? Nu, nu, bani nu le dau. Și bani de unde vin? Bani, bă, muncesc și ei și... Deci asta este o chestie, cum ar veni, de plăcere, care o fac la fotbalul, noi, da, de mine. La noi, da, da. Și la nivel de România, sunt echipe care primesc și bani? Sunt destule echipe care remunerează jucătorii. Noi nu am ales să nu facem treaba asta. Nu văd un câștig, adică dacă investești în ceva, ar trebui să și vezi un câștig. Păi, dar mai mult decât să câștigi campionatul, ce vrei? Păi să câștigi campionatul, dar nu este nicio parte financiară în discuția asta. Și atunci băieții care vin și joacă o fac exclusiv din plăcere? Da, da, da. Cam greu de... Nu că nu te cred, e clar că te cred, dar greu de înțeles așa din partea lor. Păi, de exemplu, ei vin doar să se joace, da? Campioana națională a primit câteva cadouri, gen boxuri de suplimente, de vitamine, de chestii de genul, adică nimic material. Nimic material. Și atunci te lupți, investești o groază de bani, bani care oricum sunt investiți în deplasări, cazări, mese, vitamine și ce mai... și arenă, nu? Unde jucați? Da, jucăm pe plan local? Pe plan local. La sala sporturilor, la Chiriță, la terenul lui Chiriță. Plătiți? La fiecare meci este o taxă, da. Și antrenamente faceți? Mai rar. Mai rar. Mai facem, dar mai rar. Mai rar. Da. Ok. Spune-mi, te rog, Gabi, care a fost criteriul de participare la acest campionat mondial? Că nu am văzut printre cele 32 de participante formații care le știam eu, fiind Brazilia, Argentina, Uruguaiul. Brazilia, din ce am înțeles, a anunțat cu o săptămână sau două înainte că nu mai poate să vină, iar la restul nu cred că este așa dezvoltat mini-fotbalul. Adică... Zău, ar putea să fie asta explicația? Adică Argentina, de exemplu... Argentina s-a dezvoltat pe fotbalul... Pe fotbalul mare. Și a lăsat-o de la coadă pe ăsta, în sală. Dacă vă uitați la ce
echipe au ajuns în semifinală, în finală, Kazakhstan, exact asta vreau să fac și paralela. Sunt echipe care nu au un fotbal pe teren mare foarte bun și au văzut că-s buni acolo și au început să investească. Au început să investească și... Dar adu-mi și mie cuvântul să investească. Să investească, să se implice mai mult autoritățile și să primească niște recompense. M-am documentat un pic pe tema asta. Sunt foarte mulți fotbaliști în țara asta, adică au o arie de selecție destul de mare, până la ajunge la ăștia 15-20 pe care i-are într-un lot. Și ei vin și vor să arate, vor să demonstreze totul. Am văzut ardoarea cu care s-a jucat și am trăit împreună cu voi și cu, aș putea să zic, sute de mii de români, dacă nu chiar mai mult, acest ultim meci, eu l-am văzut pe toate, acest ultim meci n-am putut vedea decât efectiv penaltiurile, deoarece eram la meciul Petrolului de la Sepsi și imediat ce s-a terminat pe telefon am putut să văd nebunia aia care parcă nu se mai sfârșea. Apropo, cum a fost? A fost o nebunie frumoasă pentru noi. Cred că cea mai frumoasă finală de campionat mondial. Nu știu cum să vă explic în cuvinte, nu găsesc un cuvânt potrivit pentru ce am simțit. Ai zis deja nebunie, se pare că te apropii de ceea ce a fost de fapt. Pentru că s-a trecut de la agonie la extaz, de la un șut la celălalt. Exact. România a avut de trei ori ocazia să încheie și niciodată n-a reușit. Același lucru se întâmplă și pentru partenerii de joc, pentru kazaci, care iar n-au reușit. A fost parcă un semn. Da. A fost un semn. Nu știu, v-am spus, nu știu cum să descriu. Nu găsesc cuvintele să descriu. Încă mai am nevoie de timp să realizez ce performanță am făcut. Am tot văzut, atât în meciurile din grupe, cât și în semifinala, cât și mai ales în finală, o întreagă pleiadă de români care au venit cu steaguri, cu eșarfe, cu accesorii ca să vă încurajeze. Bă, de unde atâția români acolo și de ce au venit tocmai la meciul vostru, la Mama Naibii, la Rasa Alcaimani? Au fost la toate meciurile, au venit de la început cu noi și deși au fost mai puțin în tribună decât ceilalți suporteri ai celorlalte echipe, s-au auzit parcă și au fost mai inimoși față de ei. Parcă aveau microfoane în exact, mână. Da, ne-au împins de la spate, mai ales în finală, când eram conduși cu 2-0, nu prea le-au tăcut gura, să zic așa. Dar n-ați avut și voi o chestie? A fost studiată treaba asta să egalați în ultima secundă, nu? Că altfel nu mi-explic. Așa a fost să fie, nu a fost studiat nimic. Ei ne-au dat două goluri pe noroc. Au avut noroc. Pe niște greșeli personale ne-au dat două goluri, în rest... Bine, care fac parte din joc. Fac parte din joc, bineînțeles, dar contrar jocului. Uh-huh. Contrar jocului ne-au dat ei golurile, dar noi n-am încetat să sperăm, am crezut în continuare în noi și am reușit să egalăm. Păi am văzut faza aia, era dată exact cu cronometrul dat drumul, este ceva extraordinar, ați marcat exact în ultima secundă de joc și ați egalat la 2, practic ați trimis meciul în prelungiri. Spune-mi, cum te simți? Nu știu, la momentul ăla, când dai gol în ultima secundă, capeți așa o nouă dimensiune, parcă prinzi aripi. Era clar că nu eram avantajați în prelungiri și la penaltiuri, pentru că aveam un moral bun. Dacă am reușit să egalăm la ultima fază de joc, ei erau puțin frustrați, cred eu, pentru că au condus cu 2-0, au avut o mână pe trofeu și... E frustrant să fie egal la ultima secundă și să mai și pierzi. Este. Tu cum te-ai simțit personal? Eu am fost foarte fericit când am egalat și simțeam în adâncul meu că o să câștigăm. Orică o facem în prelungiri, ori la penaltiuri, simțeam că o să câștigăm. În prelungiri am avut doar eu impresia sau ambele echipe sau cam menajat? Era normal să... Nimeni nu mai voia să riște. Deci frica era destul de mare. Era în ambele. Ce ai zis? Să fie de sus cu penaltiuri și cu asta basta. Să mergem acolo, să ajungem la penaltiuri și vedem ce să fie. Și printre ei au fost fotbaliști care aveau state de servicii grele pentru națională, drept pentru care exact unul dintre cei care erau prognozați a fi unul dintre marcatorii de bază a echipei a tras lamentabil
pur și simplu nici ei, nici lor nu le-a venit să creadă. Bine, dar lucrul ăsta se întâmplă și la noi. Da, dar vă spun sincer, la emoțiile care erau și, și presiunea care era, era... Cred eu că e normal să, să mai ratezi. Era inevitabil, ca să zici așa. Se întâmplă să ratezi. Da. Voi ați mers acolo din postura națională cu mari șanse să câștigați trofeul, de vreme ce România avea strânse 6 trofee europene până în acel moment. Ați avut vreun obiectiv practic trasat? Principalul obiectiv a fost să ajungem în, în primele 4, în semifinală. A, deci practic voi... V-ați atins obiectivul mai cu câteva zile înainte, să zic așa. Da, dar celălalt obiectiv era să venim acasă cu singurul trofeu care lipsea naționalii. Drept pentru care ați făcut ce ați făcut și s-a și întâmplat. Vreau să rog regia din platou să-mi pregătească calubul cu promo și revenim cu discuțiile după numai 30 de secunde. Revenim după acest calup promoțional în care, cum bine cu toții ați tot văzut de-a lungul timpului, Petrolul se pregătește pentru sărbătoarea centenarului și cum credeți că ar face-o mai bine decât menținându-și actuala poziționare în clasament. Este un gând nemărturisit, dar pe care toți ploieștenii și-l doresc, nu mai vorbesc despre antrenori, jucători, conducători. Să sperăm că așa va fi și că în vară ne putem bucura, dar până atunci îl avem pe Gabi prezent în această emisiune împreună cu Dragoș Chelba, colegului sau prietenului, cum a spus la debutul de emisiune, și vreau să îl întreb cum ați fost primiți în Emirate, cum sunt oamenii acolo, cum ați avut cazarea, dacă mesele pe care le-ați avut au fost dintre cele care să vă satisfacă, cum este această țară din punct de vedere al sportului și al mini-fotbalului? Am fost primiți bine, au fost foarte ospitalieri cu noi. Organizarea a fost bună acolo, a fost foarte bună. Singura problemă, să zic așa, a fost că făceam undeva la 30 de minute până la teren. Cu autocarele? Da, da. Păi la ei 30 de minute este cum e la noi, 3 minute. Nu, 30 adică distanțele de sunt mari, dar... Da, da. Distanțele sunt mari, dar drumurile sunt de așa natură încât parcă îți vine să mai mergi, să zicem așa. Da. Bun, și ai ajuns la baza sportivă și la baza sportivă cum era? Adică era un singur teren sau sunt mai multe? Un singur teren. Și echipele se pregăteau numai pe acel teren, toate? Nu, sau nu făceați pregătire? Noi făceam pregătirea la hotel, aveam un teren. Deci era organizată treaba. Da. Ați fost mai multe naționale în același hotel sau da, toate? Da, am fost... Nu. Am fost 3 naționale în hotelul nostru. Noi, Bulgaria și Ungaria. Ce bine v-a pus. Așa? Și restul nu știu exact cum au stat, dar știu că stăteau câte 3 naționale la fiecare hotel. În grămădeală multă? Nu. Hotel 4, 3, 5 stele? A fost un hotel decent. Decent. Ce v-a dat? La mâncare, de exemplu, ați avut preparate europene? Un fel principal. Aveam un fel de bufet. Un bufet în care îți luai ce... Da. Pe ce? Pe orezuri, pe pui, pe curcan, pe ce aveai acolo? Da. Adică cât să vă mențineți într-o formă... Fiecare ce voia să mănânce. De băut ce ați băut? Multă apă plată. Apă și suc, că acolo... Și proteine. Și multă proteină. Avea doctorul grijă de voi, bănuiesc? Da. Doctorul și Alex Bourceanu. Și Alex Bourceanu, care
să știe de când cu pământul că el nu mai are nevoie de prezentare. Agrează. Da. Este un, cum să spun, un alt prieten al fotbaliștilor, cum ai spus tu la început, și un tip care, nu știu, el face parte și din categoria celor care au bună dispoziție în sânge. Da, este un băiat deosebit. Un băiat deosebit, da. Te-ai gândit vreodată că o să poți ajunge și tu la nivelul lui? Da. Când eram mai mic, da. Când eram mai mic îmi doream. Și acum îmi doresc, dar acum sunt șansele mai mici. Dar de ce s-a estompat? Ce? Mamă, e o vârstă, da, am înțeles. La 23 de ani. N-ai lăsat oia gunicăieri, nu? Cum la 23 de ani, ce ai am o vârstă? E mai greu să prinzi acum la 23 de ani, părerea mea, să joci la Liga a doua, la Liga a întâi. Majoritatea echipelor caută junior sau jucători cu experiență. Tu arăți ca junior. Care, da, mulțumesc frumos, dar nu mai sunt junior. Nu mai ești, dar ai fi în stare să te duci să faci o experiență de genul ăsta, adică să te prezinți la un trial de ăsta, de descoperiri, să zicem așa. Da, da, de ce nu? Ți-ar plăcea? Bineînțeles. La ce echipă? Contează. Eu sunt dornic să mă duc oriunde. Dar îmi place că nu n-ai sări, să zici, la Petrolul. Am spus orice echipă ar fi dispusă să mă vadă. Cu ce crezi că ai plusat-o la orice echipă ar dori să te vadă? Cred că, în afara calităților mele, dorința mea. Cu dorință? Dorință și muncă, da. Deci la una din două, merg și eu cu tine. Că la dorință, știi cum sunt, primul. Eu sunt la dorință. Cu munca nu mă ajută. Chiar nu mă ajută. La muncă compensez eu. Triplu vârstei tale. Compensez eu și pentru dumneavoastră. Da? Da. Și te bagi la muncă? Da. Haide, mă, să fac o lipală? Da. Să te vadă ăștia la Petrol, că Petrol n-are atac. Atacant? Te-ai băgat la atac? Nu prea e stilul meu atacant. Eu joc mai mult mijlocaș dreapta. Mijlocaș dreapta? Da, pe bandă. Adică acolo. Pe bandă. Unde-i de alergat? Unde-i de alergat? Adică îl scoți pe Jair din echipă, te bagi tu. Nu, ha? E cu Dua pe post acolo. E cu Dua, bine. Ăla vine din... Dar Petru nu prea să știe că unul e vârf, poate e pe stânga, poate e pe dreapta, e bine cum gândește Florin. Florin, ca la mini-fotbal. Exact ca la mini-fotbal, cum spuneai tu. Ce put. Dragoș, tu cum ai trăit finala asta cu Kazahstan? Vai, am avut foarte mari emoții. Am sărit din pat, mă uitam în familie, cu ai mei și cu fii mea. Și am speriat tot de câteva ori. Așa ai ales să vezi meciul în familie? Păi, adică nu v-ați strâns cu toții să faceți o gașcă de aia? Nu a fost în weekend, mulți băieți au avut meciuri pe teren mare și era mai greu să dificil să ne strângem toți. Mm-hmm. Că era de văzut la un ecran mare, era de văzut, era, de băut o bere, era, de chinat. Da. De... Berea am băut-o, dar separat. Am înțeles. Și deci cote înalte, a? Da, am speriat-o pe fiimea de câteva ori, că am țipat, mai ales când e mare fetița? S-a arătat. Face 8 ani, e mare, mulți dar înainte. Tot să sperie. Că... A, e și ea acolo, deci e trup și suflet lângă... Da, și ea un prietenii lui tata. Un susținător mare a lui Dumi. Da? Și a echipei. Și ai sărit, ai urlat, am ai sărit, făcut am urlat, am aruncat telefonul, m-am mofticat, eu așa sunt, pun suflet și poate că dacă nu era el acolo... Mai puțin, nu trăiai chiar așa. Da, îmi doream să câștigi, evident, că-s român, dar pentru el am... Când ai aruncat telefonul la 2-0? Nu, știe el când am aruncat telefonul. Ai făcut o fiartă la un moment dat, a? Am avut ocazia să închid meciul eu și am ratat. La penalti, el a ratat unul din cele 3 penalti. Ce? La ce te-ai gândit în clipa aia? La nimic. Nu, cum ai vrut să tragi? Hai să o spun așa. Sau, ai vrut să tragi într-un loc și s-a dus piciorul în altă sau cum? Am vrut să dau în stânga portarului jos și am dat undeva la semi-înălțime. Unde e cel mai ușor pentru portar. Înțeles. Ai vrut să dăm jos, ești? Nu. Așa... Doar mingea. A zburat piciorul sau cum? Mingea. Așa a fost mingea. Atunci. Bine că a ieșit bine. Bine că a ieșit bine. Bine. Un meci cu echipa Kazahstanului care a fost pe muchie de cuțit. Nu o dată, nu de două ori, de trei ori. Spune-mi, te rog, în momentul ăla când toată lumea vrea, adică când din tribune se simte
suflul ăla copleșitor asupra tuturor dintre voi. Când iei mingea, ești desemnat să tragi sau o iei că vrei tu să o iei? Au fost desemnați primii 5 executanți. Da, și după aia să... practic s-a luat de la început, nu? Nu, s-a continuat, tot lotul a trebuit să bată. Așa. Și pe urmă a rămas la latitudinea noastră cine merge să bată. Era mai mult cine voia să meargă să execute. Să înțeleg faptul, ți-am spus, mă uitam pe telefon și era un delay. Greu de estimat trăirile. Foarte greu de judecat. În momentul când te-ai dus tu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și delay-ul ăla a oprit telefonul, ca să spun. Și am văzut când ai tras, dar am văzut când ai tras, cred că se mutase de mult. Adică era clară ratarea, pentru că scorul rămăsese la fel. Ai căzut? N-am văzut. Ai căzut psihic? Ai avut așa o... Mă simțeam puțin dezamăgit pentru că nu voiam să dezamăgesc, să-mi dezamăgesc colegii și antrenorii, dar m-au ajutat să trec peste băieții. M-au ajutat imediat. Te-au ridicat de la pământ și... Da. Ai mai fi tras odată? Greu de zis. Greu de zis. Tu ești un tip emotiv? La penaltiuri, da, sunt mai emotiv. La ce nu ești emotiv? În rest, nu sunt emotiv. Dragoș știe că eu am... Te bagi la... cu penaltiuri. Te bagi la... picior, la contră? Intri cu picior... Intri la contră? Da, ți-e frică? Nu mi-e frică. Nu mi-e frică să joc fotbal, nu. Uh-huh. Intră și cu capul, dacă e nevoie. Și cu capul, la gleznă, ca fostul fotbalist, Butufei. Cam eu. Nu l-am prins, am auzit. Butu, da. Și nu numai el, mai erau. Și Toma, și mai erau. Și Naie. În sfârșit. Deci n-ai avut niciun fel de problemă în a mai fi... Te-ai mai fi băgat odată? Te mai întreb odată acum. Mai mă duceam odată, dacă se ajungea la mine. Dar bine că nu s-a... Bine că nu s-a mai ajuns. Auzi, știi ce nu te-am întrebat? Dacă ai dat mâna cu emirul Saud al-Qassimi? Da, am dat mâna cu... Erau mai mulți acolo, nu știu. Nu l-ai distins? Nu. Care era? E un tip așa ușor pătat pe față. În momentele alea nu mai vedeam doar... Practic e unul din primii 20 de oameni ai lumii, să zic așa. Vă spun sincer, putea să fie și primul om al lumii. În momentul ăla vedeam doar trofeul și să ne bucurăm. O să-i rog pe colegii din regie, poate mai mi-arată un pic pozele astea cu trofeu, poate și Dumii cu trofeu, că prea frumos, prea multe momente înălțătoare au fost în clipa aia și sunt convins că și distinși telespectatorii vor să savureze. Spune-mi, te rog, care a fost premiul pentru câștigarea acestui campionat mondial? Am avut niște prime de-a lungul turneului. Niște prime? Da, pentru meciuri. Așa. Pentru finală am avut o primă de 400 de euro. 400 de euro de om? Da. Fiind 20, să fi dat acolo 8.000 de euro pentru primul loc? Doar pentru finală. Adunat am avut, fără diurnă, am avut 1.000 de euro. 1.000 de euro. Bine? E bine, nu e bine, noi nu am fost acolo pentru bani, în primul rând. Cum poți să toată lumea să gândește, vă, la campionatul mondial, că nu-mi iau atunci când să-mi iau. La club nu-mi iau, la federație nu-mi iau. Am jucat pentru prietenii mei de acasă și pentru familie care m-au susținut, cel puțin eu așa am jucat, pentru tricolor și să-i fac mândri de mine. Și cred că, am reușit să fac treaba asta. Băi, Gabi, schimbă-vă perspectiva. Dă-vă la o echipă mare, joacă pentru bani, bă. Toată lumea își dorește asta. Băi, 23 de posibilitățile... ani. În 10 ani de zile, mai căzine stelași. Strânge-vă un pic la portofel, ceva acolo. Pic. Campionatul mondial la câți ani pe Sochoa? La 2 ani. La 2 ani. Și peste 2 ani vă duceți în calitate de princip, zic eu. Fiind echipa care a câștigat campionatul mondial, te duci în calitate de principal favorit, da? Și o să mai iau 1.000 de euro. Și mai luați 1.000 de euro. Și dacă tu iei 1.000 de euro la 2 ani,
Păi ce e asta, mă? Mie că iau și eu bani. Mă, bun, acum zici și tu. Eu zic să te concentrezi la ce te rog și eu. Du-te și vezi și tu o echipă. Ai fost la Păulești. Cum era pe teren? Pe iarbă? Bă, bune. E mai bine, din punct de vedere financiar. Ai putea să le faci pe amândouă? Păi, le fac pe amândouă. Și acum mai joci la Păulești? Da. A, păi nu te-am mai văzut. Nina a mai fost de multă vreme, e adevărat. Și zici că e mai bine, din punct de vedere financiar. Din punct de vedere financiar, da. Și mai și muncești pe undeva? Momentan nu, momentan fac, am niște studii de terminat. Încheiat. Uh-huh. Da. Ce vrei să faci? Fac un curs de operator țiței pentru Petrom. Bun asta! Da, și sunt și la facultate, la OPG. Mie că părăsești România, nu știu ce mă faci să cred. Dacă să fie mai acolo bine, unde a câștigat. Asta am vrut să zic. Mondial. Asta urma întrebare. Da, mă duc acolo, dar nu, dacă o să fie nu pentru fotbal, mă duc pentru... Era o întrebare și pe tema asta, dacă ți-ai propus să mai călătorești în partea asta a lumii, să călătorești, adică eventual poate te duci cu o prietenă, cu un prieten, cu cineva. Da. Să vezi. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult și de ce nu aș mai merge 100% să... Bă, dar acum te întreb așa, că uite, să uită mulți telespectatori la noi. Ce ți-a plăcut așa de mult? Ce mi-a plăcut așa de mult? Mi-a plăcut că oamenii erau foarte civilizați, adică... Nu știu, era puțin altfel față de cum e la noi. Era totul mai... mult mai frumos. Clădirile, șoselele, molurile... Știi că acum 20 de ani era nisip. Da, știu. Deci în 20 de ani s-a putut face... S-a putut. Noi în 30 ceva de ani am fost în stare să facem un drum. Mai așteptam puțin, poate. Mai așteptam. Există promisiuni pentru o sală nouă, pentru ceva, terenuri noi, pentru... Terenuri noi, nu. Păi tu ce? Cum ai cum nu? Păi avem de toate. Eu mi-am adus aminte de ce spunea domnul președinte al Federației Române de Fotbal, domnul Borleanu. Vorba aia cu cluburile de mini-fotbal, pot să spun că a câștigat un nou mandat. De la mini-fotbal a plecat, da. Despre asta vorbesc. Da. Nu știu, nu ni s-a promis nimic, nici nu ne-a anunțat nimeni. Dacă se fac, sunt binevenite. Dar în realitate nu aveți niciun feedback. Că... Mă gândesc, așa. Acum după performanța asta majoră, poate se vor găsi mai mulți sponsori care să ne ajute, se vor aloca și bani din bugetul de stat, care oricum, din câte am auzit, suferă, dar poate se vor găsi variante să se investească și în sportul ăsta, având în vedere că sunt performanțe și campioni mondiali. Dacă România, nici la campionat mondial, nu... mondială la sporturi de echipă, mai rar de tot. Vezi că fotbalul, mini-fotbalul este campion mondial în contextul în care mai toate sporturile suferă în acest moment. Păi asta spun. Sporturi care ți-au adus de-a lungul anilor contribuția la propășirea nivelului, cum spunea Nanicu, prepășirea nivelului. Păi atunci o ducea și România bine din punct de vedere al sportului. Păi pe vremea aia aveam campioni mondiali de la handbal, la masculin, din ce țin eu minte. Exact. Și nu numai. La toate sporturile, la gimnastică, la canotaj, dacă le iei pe rând, peste tot România a fost printre primele trei din lume. Și acum este... Și acum e tot la fel, dar din coadă. Din coadă. Da, asta, eu asta zic, că e păcat pentru că s-au obținut niște performanțe și noi așa ne-am obișnuit ca după ce avem performanțe să ne gândim că e suficient ce am făcut, că dacă am ajuns acolo înseamnă că e totul perfect, facem totul bine și nu trebuie să mai investim în continuare, că, dar numai, asta a fost gândirea până acum, fac comparație și cu fotbalul pe teren mare. Uh-huh. Noi am rămas cu investițiile la același nivel de acum 20-30 de ani, în timp ce restul țărilor au investit și noi am rămas jos. Mamă, și-au mai început să-și scoată, nu că au investit. Adică n-a fost ca la noi, băi, în 10 ani să... Nu mai au făcut-o în 5 ani, au făcut-o cu totul.
Da, sunt multe exemple de dat. Ungaria, care face o treabă excelentă ca țară la fotbalul pe teren mare, mă refer, dar în fine, asta e o altă discuție. M-aș oftica să nu se investească mai mult în domeniul ăsta, pentru că are rezultate și suntem cei mai buni din lume momentan. Sigur. Spune, mai putea, Gabi, să te obișnuiești să trăiești în Emiratele Arabe? Așa, după părerea ta. Da, cred că da, adică singura problemă care ar fi e, tot timpul este foarte cald acolo. Acum, de exemplu, când ați fost, o temperatură medie. O temperatură medie 29 de grade. 29 de grade? Pe era, da. Cred că era ningea, nu? La 29 de grade parfum acolo. Deci, când am fost eu erau 56, 58. Da, bine, ținând cont și de... și de luna în care am fost, era destul era de ok, cald. Cam ok. Da. Să zice că cel mai bine ar fi decembrie, ianuarie, maxim februarie, așa. Dar este că n-ai simțit căldura aia care o simți aici, de exemplu, la 30 de grade? Primele zile, da. Primele că este corpul complet. Ai făcut baie? Da. Am fost, am ieșit. Am ieșit? Am avut 3 zile libere în grupe. În grupe jucam o zi, da, una nu. Uh-huh. Și am ieșit, ne-am plimbat, am fost la plajă. Ați ieșit la mall, la asta, da, la toate astea. Ai făcut cumpărături? Știi că, de ce te întreb? Pentru că la un moment dat am văzut și nu știu dacă cumva... A, uite, acum văd, colegii din platou ne asigură imagini cu revenirea voastră de la, din Emirate și am văzut și câteva... nu zic zeci, dar câteva multe cărucioare cu foarte multe bagaje. Bănuiesc că ați făcut și cumpărăturile pentru Crăciun și pentru anul nou. Nu, am luat câte ceva pentru cei dragi de acasă. Uh-huh. și cam atât. Nu am înțeles. Ai o prietenă? Nu. Dar ce te-ai gândit așa? Am vrut să zic mai frumos. Ai lăsat un pic de suspans. Să nu zic din prima, da. Am înțeles. Așadar, fetelor, aici, uitați, ochi frumoși, inima cere, suplu, fotbalist, deci exact cum place. Trimiteți la mine solicitările și vorbesc eu cu el. Deci, și vă duce și în Emirate, să nu uitați, vă plimbă neviat. Da, spune-mi, te rog, Drago, știu că ai fost săptămâna trecută să-l întâmpim pe Gabi la Otopeni, tocmai atunci, în momentul ăla, auzind că vine în țară, am rugat să facilitez această întâlnire cu el. Au venit și membrii federației să-i întâmpine pe băieți? Ei, membrii federației au fost acolo cu ei. Ei au fost cu ei. Da. Au fost în Emirate. Da, da, da. Am înțeles. Ei nu puteau să scapă. Cam toți, da, da. E o excursie foarte frumoasă și... Tu te-ai gândit să faci? Să merg acolo? Hă. Nu că n-ai fi putut. M-am gândit la un moment dat, dar... Nu m-am dus. Nu te-ai mai dus. Nu m-am dus. Dintre băieții din lot au venit unii și cu familia, să zicem așa? Nu, nu, nu. Deci niciunul dintre voi n-a fost prezent cu familie. Da, nici nu. Alex n-a venit nu, cu... Nu, nimeni. Cu doamna, nimeni. Nimeni. A fost o condiție sau... Nu, eu nu am auzit să se pună condiția asta, dar așa e normal. Adică, așa e mai normal, corect. Am mers acolo să facem performanță. Sigur. Foarte frumos spus. Iar oamenii aia care erau toți în tribune, aia toți erau români? Da. Păi de unde erau atâția români? Au venit din mai multe locuri. Nu știu exact. Adică, vezi, doamne, erau expați, da? Au venit... Sau au venit special pentru campionatul ăsta? Au venit special pentru noi. Băi, ești copil... Foarte frumos. Da, deci foarte ați avut o susținere spectaculoasă. Bravo, bravo. O să faceți o... Hai să te întreb pe tine. O să faceți o replică a trofeului ăsta superb, care l-am văzut cam mărișor, într-adevăr, dar cred că ar sta bine în trofeul, în vitrina cu trofeea clubului. Nu m-am gândit până acum. Ia uite că ți-am dat eu ideea. Mai e loc? Facem. Mamă, ce aroganță senzațională. Facem loc, facem. Multe trofee, a? Am strâns ceva, am strâns. Da, suntem de 15 ani în domeniu și am... Nu suntem, n-am fost degeaba. Păi alții sunt de 15 ani în domeniu și au vitrina goală, zic eu. Adevărat? Fiecare face ce poate.
Adică tu te referi aici când spui chestia asta că sunt, că bazinul ăsta al Prahovei are fotbaliști de asemenea învergură încât să poate să viseze 15 ani la rând la cele mai înalte locuri și la a desemna unul dintre fotbaliști să-l propună pentru echipa națională? Sigur. Nu vreau să iau lui din merite, dar mai sunt și alții care ar merita să fie acolo și dacă ar munci, ar merita să fie. Adică au calitățile necesare să ajungă acolo și sunt fotbaliști care, mini-fotbaliști, de fapt, care împreună, jucați cum trebuie, ar putea să obțină rezultate poate și mai bune decât ale noastre, nu știu. Ai pus și tu o proptea ca să ajungă Gavi acolo? Adică ți-ai dat și tu dreptul de, bă, te întreabă, bă, l-am chemat pe ăsta, tu ce zici? Te întreabă? Adică vă consultați? Pe mine absolut nimeni nu, nu te-a întrebat. Nu, nu. Nu mi-a cerut nicio părere. Eu să-i pun o vorbă bună, n-am avut cui, pentru că nu... Păi dacă nu se interesează nimeni și nu te întreabă, normal, da, logic. Da, da. Am înțeles. Gavi, care este visul tău următor? Ce-ți propui în următorii 2-3 ani? Hai să zic, până ajunge la 25 de ani, să zicem așa. 2-3 ani? Nu știu, dacă nu reușesc să fac nimic cu fotbalul, cum m-a spus mai devreme dumneavoastră, îmi doresc să-mi termin studiile și să merg pe această cale. Când ar trebui să le termini, ca să zic așa? În 3 ani. Te-am întrebat... Fără să știu, bătaie, punct ochi, punct lovit, 3 ani, fac primul contract, vorbim cu Ceicu. Mai mă gândesc dacă părăsesc țara. Păi stai mă așa, ori vrei, ori vrei. Păi poți să studiez, să lucrezi și aici în România. Pe banii? Nu, pe aceiași bani. Am înțeles. Hai că dacă ai prinde un contract bun acolo, ai zice nu, că nu să rămân cu... Nu am zis că aș zice nu, dar depinde de condiții. Dintre cei din familia ta, tu fiind cel mai mic, ceilalți frați practică sportul? Da, frații cine? Mei mai mari. Ce fac? Au jucat și ei fotbal. Unul mai, încă mai joacă, dar joacă la un nivel mai mic, la ligile județene, iar celălalt frate este plecat în Anglia. Cu familia. Am înțeles. Și sora? Sora mea nu a făcut sport. N-a cochetat cu sportul. Nu. Deci, practic, am putea spune că în afara fetei, băieții au cochetat, da. Au dat cu piciorul, da. Adică în minge, nu... Da. Am înțeles. Ok. Deci zici că dacă ai fi ofertat de Petrolul, n-ai zice nu la echipa Petrolului, la Pârvă. N-aș spune. Trebuie doar să te cheme să te vadă. Desigur, da. Cu mare drag aș merge. Trebuie să le spun telespectatorilor că săptămâna viitoare intenționez să fac o emisiune cu Florin vis-a-vis de acest debut fulminant în turul de campionat și începutul din retur cu primul punct obținut la Cluj și uite, îți promit ție că o să îi pun o întrebare și să văd dacă ar vrea să te și vadă. Uite, vă întreb amândoi, sunteți petroliști? Eu da, de mic. Ești petrolist? Adică vii la meciurile Petrolului? Cu mici excepții. Cea mai mare parte dintre ele. Tu ești petrolist? Nu, eu de când eram mic țineam cu Dinamo, dar îmi place și Petrolul. Ai terminat emisiunea. Am zis să fiu sincer, nu pot să... Da, domne, n-am zis nimic. Am zis ceva. Am zis doar că ai terminat-o. Ești dinamovist. Da, sunt dinamovist, dar țin și cu Petrolul, pentru că... Bun, când joacă Petrolul cu Dinamo, cu cine ții? Când joacă Petrolul cu Dinamo? Te culci. Da, nu mă urc. Ce zici de traiectul ăsta al echipei a avut până acum? În turul de campionat și inclusiv etapa asta cu Universitatea Cluj. Petrolul se află pe locul 6. Ultimul care îi conferă dreptul de participare în play-off la acest moment. Un traseu bun și cu mai multă atenție cred eu că puteau să aibă mai multe puncte. Te-ai fi gândit vreodată la începutul campionatului că Petrolul să aibă până în momentul ăsta din 16 partide numai 2 înfrângeri? Sincer. Greu de crezut.
Dar deci a pierdut în etapa a treia cu Voluntariu, aici la Ploiești, cu 2-0, și a pierdut, cum a pierdut, nu mai ne aducem aminte, la Cluj, cu prestația jenabilă a lui Ișvan Covaci. Și în rest, nu. Deci face parte din categoria super a echipelor care, din punctul ăsta de vedere, s-au comportat bine în contextul în care are și 10 meciuri egale și doar 4 victorii. Normal, nu putea să aibă mai mult. Au mers bine. Părerea mea că au mers foarte bine și poate să o facă și mai bine. Hmm. Zici tu? Zic eu, pentru că nu au pierdut cu echipele... Mie îmi place echipa. Ha? Îmi plac jucătorii. Păcați de... Toți? În atac ar mai trebui umblat un pic, la cât mă pricep eu. Așa, că te pricep, că ești tu antrenor, na? Da. Ce înseamnă un pic? Adică din 5 atacanți? Din 5 atacanți ar mai trebui unul, măcar, bun. Adică să plece unul și să mai vină unul, zici, la modul ăsta? N-am văzut calități care să-mi placă mie la niciunul din atacanții care, care sunt aici. Am înțeles. Și cred că dacă capitanul echipei ar mai fi fost în teren, ar fi fost altceva, mai multe puncte, da, da. Bănuiesc că îl știi mai de mult pe Vali Pățicu. Face parte chiar din categoria asta a agresorilor? De vreo 2 ani îl știu, nu de foarte mult timp. Mie nu mi s-a părut agresiv niciodată. E foarte ambițios în teren, dar na, nu mă pricep eu la comisii cum au analizat acolo. Nu mi se pare că omor pe cineva. Bine, eu, sincer, cum au analizat la comisii, îți vine greu să pricepi în contextul în care, după numai câteva etape, dau a face absolut același fault pe care... Este fault prin imprudență, fără niciun fel de problemă. El s-a dus și a urmărit mingea. În ambele cazuri. Același lucru au făcut și Vali. În ambele numai cazuri. Numai că ăsta a avut necazul să ducă direct pe un pat de spital, îl luau direct în Spania. Unul era de la echipă, ăsta altul era de la Petrol. Unul i-a dat 16 etape vezi Vali și unul a jucat, unu a jucat etapa următoare. Adică nu mi se pare totuși o egalitate. Păi eu nu înțeleg lipsa asta de echidistanță. De-aia zic, nu mă pricep. Probabil că au ei argumentele lor. Eu nu mă pricep și nu vorbesc. Eu spun doar că 16 etape mi se pare cam mult, chiar exagerat. Chiar exagerat și de-aia zic, cu el în teren, cred că Petrolul era alt suflu, sigur că da. Erai cu capitanul lângă tine. Unu și doi, nu mai ai funda stânga. Sigur că da. De meserie. Sigur că da. Și vezi că l-ai aruncat pe Hanga acolo, care a trebuit să facă ce? În sfârșit. Dar de ce crezi tu că la noi, în România, se judecă așa și uite, au trecut aproape 2 luni de la ce s-a întâmplat și nu îi se dă un verdict? Adică s-a mers către comisia de recurs, nu îi se dă un verdict în contextul în care, în Marea Britanie, de exemplu, se desfășoară etapa sâmbătă, se întâmplă absolut același lucru, primește luni sau marți, primește hotărârea care rămâne definitivă, 3 etape sau 2 etape sau nicio etapă și se anunță. Aici este o... Nu e un Kafka. Nu e nimic de neînțeles. Este... De ce? Cum? Este tipic nou. Dacă noi n-am reușit să facem autostradă în 30 de ani, cum vrei să dăm o decizie în repede? Noi suntem mai încet la minte și facem lucrurile încet și... Da, și chiar nimeni nu poate să schimbe treaba asta? Nimeni nu se poate? Asta nu ține de mine sau de dumneavoastră. Nu de tine, dar vorbim așa, n-ar trebui să... Ar trebui, dar astea sunt condițiile. În țară lucrurile merg foarte încet. Și, evident, bine, că și președintele prost. Este de așa natură, adică nu că e rău, sau spun doar că ai zis tu că este, că lucrurile merg încet. Păi, cum să, un astfel de președinte care și vorbește rar, încet? Ca să înțelegem, probabil. Ca să înțelegem, dar să ne intre bine în cap. Ultima întrebare, ce părere aveți despre grupa României și dacă cumva vom avea și noi șansa să mai vedem un campionat european cu echipa României printre protagoniste. Având în vedere rezultatul, ultimul rezultat al echipei din Israel, cu care ne luptăm la locul 2, au crescut șansele. Adică acum suntem doar la mâna noastră, lucru rar care pentru noi. Mai de... Lucru rar pentru noi, nu ni s-a mai întâmplat prea curând. Și
cred că merităm să mergem acolo prin prisma grupei care nu a fost una grea. Nu știu, în schimb, dacă ajungem, ce o să ne prezentăm acolo. Da, acolo da. Să ne prezentăm și o să plecăm. Adică o să și plecăm după aia. Da, dar important e că am ajuns. Ai început, fotbalistule. Nu e important să ajungi neapărat. Mie păi tu așa ai mers în Emirate? Nu, dar ținând cont că n-am mai fost de foarte mult timp, e o realizare asta să ajungem acolo. Și eu cred că am putea să... Și o să ajungem acolo? Mai avem două meciuri. Dacă scoatem rezultate bune... Ce înseamnă? Îi trebuie un punct, atâta, în două meci. E greu punctul ăla. E greu? E greu punctul, da. Două meciuri grele. Dacă nu iei punctul ăla sâmbătă, nu mai te duce, mă, acolo. Nu te mai duce. Dacă ăsta la meciul 3, la meciul 3, în 2, 4, în 5 zile, la meciul 3, bă, chiar așa, adică să nu bați o echipă care, dacă și ăștia sunt odihniți. Eu cred că o să facem punctul ăla necesar pentru a ne califica. Și a ne califica. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Să le mulțumesc ambilor mei invitați pentru prezență și să vă dau întâlnire săptămâna viitoare când, așa cum v-am promis, încerc să-l aduc pe Florin Pârvu în platou. O seară bună, mulțumesc băieți! Vă mulțumesc! La revedere! Mulțumesc.